Numărul bibliotecilor a scăzut simțitor din anii 90 până în prezent. Mai mult decât atât, datele arată că 80% dintre cei care merg la biblioteci sunt elevi și studenți. În anii 90, în România erau 5.000 de biblioteci, iar acum au rămas în jur de 2.000. Cei care mai ajung să împrumute cărți sunt elevii și studenții, după cum arată statisticile. În jur de 6 sau 7 cărți maxim. Le-ai cumpărat sau le-ai împrumutat de la bibliotecă? Le-am cumpărat. Și la bibliotecă de câte ori mergi pe an? Nu, merg de foarte multe ori. Și acolo mergi doar pentru că ai nevoie strict de ceva sau din plăcere? Doar de nevoie. Pe școală n-am citit nimic aproape. Și cum ai ales? Să le iei de la bibliotecă, să le împrumuți sau să le cumperi? Să le cumpăr. De ce? Pentru că la bibliotecă nu le găsesc în mare parte, nu sunt cărți care sunt foarte populare la noi. Adică nu ai ales cărțile clasice, da, din ce spui? Da. De câte ori mergi la bibliotecă pe an? La bibliotecă pe an? Cred că maxim de 5 ori. Și atunci doar când ai nevoie de cărți pentru școală? Da, cărți anumite pentru școală. La Biblioteca Județeană Ighe Bibicescu din Drobeta, Turnu Severin, fondul de carte s-a îmbunătățit foarte mult, iar cititorii nu întârzie să apară. Într-adevăr, numărul bibliotecilor a scăzut la nivel național, în speță bibliotecile comunale, pentru că fondurile pentru carte nu prea sunt suficiente. În județul Mehedinți, aceștia bazându-se pe Biblioteca Județeană ca să prin donațiile de carte. Însă, în ceea ce privește numărul utilizatorilor, în special la Biblioteca Județeană Ighe Bibicescu Mehedinți, a crescut. În pandemie noi am fost închiși doar o lună atunci cât a fost perioada stării de urgență. În rest, Biblioteca Județeană a fost deschisă și cred că este pentru prima dată când noi am văzut coadă la bibliotecă. Elevii stând acasă, nu au avut de unde să împrumute cărți, nu s-au dus la școală, astfel că s-au îndreptat către noi. Într-adevăr, în special, numărul utilizatorilor predomină dintre elevii și studenții din județul Mehedinți. Noi împrumutăm cărți, chiar dacă suntem în municipiul Drobeta, Turnu Severin, și elevilor din comunele județului, dar asigurând carte nouă în ultimii ani, în special ceea ce se cere, avem și categoriile de vârstă din rândul adolescenților, adulților și pensionarilor. Noi facem achiziția doar în funcție de ceea ce se solicită și urmărim și titlurile noi apărute și le luăm în avans, înainte de a ne fi solicitate. Ministerul Cercetării vrea să investească peste 30 de milioane de euro pentru digitalizarea a jumătate dintre bibliotecile din mediul urban, dar și din sate. Un studiu recent arată că liceenii și studenții nu citesc cât ar trebui. 39% dintre cei cu vârsta cuprinsă între 16 și 24 de ani au declarat că nu sunt interesați să citească, în timp ce 29% dau vina pe lipsa timpului.